Ziua Domnului profanată, necinstită, stimați cercetători ai adevărului sfânt. E timpul și locul să ne clarificăm cu ajutorul cuvântului biblic și a istoriei creștinismului ce este sabatul și cum de el a ajuns cea mai atacată, falsificată și respinsă poruncă, dată binecuvântată și sfințită de Dumnezeu încă la creațiune. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse și Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Geneza 2 de la 1 la 3 Apoi, această poruncă sfințită și binecuvântată, ziua de odihnă a Domnului a fost întărită. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci plăcerea ta în ziua mea cea sfântă. Isaia 58,13 cu din embraică înseamnă zi de odihnă. Această păruncă a fost așezată pe locul patru între cele 10 părunci. Legea rostită pe muntele Sinai, dată poporului ales al lui Dumnezeu, Israel, pe baza căreia a fost încheiat legământul. Să ne mai amintim încă o dată că această lege și toată Scriptură este veșnică, despre ce Hristos ne adevărește prin prorocul Isaia. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor rămâne înaintea mea, zice Domnul, așa vor rămâne și sămânța voastră și numele vostru. Și în fiecare lună nouă și în fiecare sabat Orice făptură va veni să se închine înaintea mea, zice Domnul. Isaia 66, versetele 22 și 23 Prin această prorocie, Dumnezeu ne adevărește că săbatul este dat pe vecie pentru tot universul, pentru toată împărăția sa și nimeni nu l-a anulat sau profanat afară de satana și agenții lui creștinii contemporani care cinstesc ziua de odihnă pusă de mâna a trei, patru oameni, împărați și papa ai Romei, sfințirea sabatului o vedem pe tot parcursul vieții sale pe pământ de Domnul Isus. În fariseilor că Isus încalca sabatul vindecând bolnavii și astăzi e vie la mulți credincioși pe care o folosesc ca argument dovadă că El a anulat sabatul învățătura falsă că Isus a anulat legea cele zece părunci date la Senai, inclusiv și părunca a patra sfințirea sabatului, este înăbușită, nimicită, chiar de însuși Isus Hristos încă la începutul slujirii sale. În cuvântarea de pe munte și împlinirea legii și prorocelor, să nu gândiți Că am venit să desfințez legea sau prorocii. Am venit nu să desfințez, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun: cât timp nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de literă din lege până nu se vor împlini toate. Matei 5 de la 17 la 18. Puțin mai târziu, Isus. A întărit mărturia dată cu o altă descoperire la învinuirea de marii preoți și farisei, că el nu cinstește sabatul prin vindecarea bolnavelor, căci fiul omului este domn și al sabatului, ceea ce înseamnă că el este dătătorul acestei legi și de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Matei 12, versetele 8 și 12 acești farisei care l-au învinuit pe Isus de nesfințirea sabatului astăzi au anulat legea, porunca a patra. Aici e necesar de a analiza mai amănunțit cum și din ce cauză porunca a patra este cea mai atacată, falsificată și respinsă. Care e motivul? Pricina a fost scoasă, strămutată din locul fixat de Creatorul Universului și înlocuită cu alta. De ce sabatul trebuie sfințit, cinstit? Răspunsul îl găsim în adevărul biblic, care ne învață clar că porunca a patra este alcătuită din două părți principale. Primul argument: Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău să nu faci nicio lucrare în ea. Căci aceasta este ziua mea cea sfântă, binecuvântată și sfințită, ziua închinată Domnului Dumnezeului tău. În această zi, Domnul așteaptă pe poporul său să vină la închinare și întâlnirii cu Dumnezeului și comunicare directe, căci acolo unde doi sau trei sunt adunați pentru numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei 18 cu al doilea argument. A doua parte componentă principală a poruncii a patra, pentru ce este fixată partea întâia, este că astfel au fost sfârșite cerurile și pământul, și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-au odihnit. De aici, luăm învățătura că creatorul cerurilor, pământului și mării și tot ce este în ele și omului, ca cununa creațiunii, este Domnul Dumnezeul, stăpânul cerului și al pământului. Pentru ce și este fixată ziua de închinare, slăvire, mărire, cinste, mulțumire și laudă a Creatorului Universului aduse Creatorului atât puternic și veșnic? Cine este cel ce de șase mii de ani atacă legea guvernării lui Dumnezeu, dacă nu satana, care prin viclenie și minciună a uzurpat a captivat, a acaparat pe primul om, pus stăpân pe tot ce a creat Dumnezeu, pământul cu toate toatele din jur, după ce s-a simțit și s-a cotit cu drepturi de stăpân. De aceea, porunca a patra este ca sarea în ochi și ca un cui în cap, de câte ori îi amintește porunca cinei creatorul și stăpânul adevărat. Propunem să cercetăm în continuare căile, metodele și acțiunile stăpânului fals cu care a lucrat și lucrează în a amesteca cât mai mult adevărul cu minciuna timp de 2000 de ani de la apariția creștinismului mai exact, de la biruința lui Isus pe cruce și rescumpărarea a tot ce a fost captivat de vrăjmaș. La păgânismul greco-roman, religia grecelor și a romanilor, până la unire cu biserica creștină. Fiecare zi din săptămână era numită după zeul căruia ei era consacrată, închinată, din care cauză unei creștini dintre păgâni erau și ei înclinați să facă deosebire între zilele săptămânii, care sunt mai mari, pentru ritualuri de sărbătoare și închinare zeilor săi în calendarul roman numit Iulian, alcătuit de astronomul egiptean Sosigenes din Alexandria, în anul 46 înainte de Hristos, zilele săptămânii erau. Prima zi, Deis Solis, latin, la romani, la englezi, Sunday, la germani, Santang, la români, ziua soarelui. Duminica. Ziua a doua, Deis Lunae, la englez, Monday, la germani, Montag, la români, luni. Ziua a doua, Deis Martes, ziua a patra, Deis Mercuri, Ziua cincea deis Jovis, ziua șasea deis Veneris și ziua șaptea deis Saturne. marți, mercuri, joi, vineri, sâmbătă. Istoria ne face cunoscut faptul că, în antichitate popoarele păgâne idolatre cinsteau soarele. Primul astru din oastă cerească cărea îi aduceau jertfe și oficiau slujire de cult în cinstea lui în temple. Zeul Soare la egipteni era numit Amon Ra, la babilonieni Samaș, la fenicieni Baal, la perși Mithra, la greci Apollo. În India, Japonia, Mexic, Peru, la popoarele barbare, pretutindeni exista cultul Soarelui. Egiptenii antici aveau zilele săptămânii închinate soarelui, lunii, altor cinci planete zeități. La fel ca egiptenii aveau și asirienii, babilonienii, persii și romanii. În același timp, se mai păstra încă și săptămâna de șapte zile fixate la creațiune. Cultura romană Îndeoseb, religia în mare parte a fost preluată de la aceste popoare civilizate păgâne, deci cultul soarelui era de origine orientală. Ziua sfântă a lui Mithra coincidea cu a lui Baal și a lui Apollo și se sărbătorea în tot Imperiul Roman în ziua soarelui Deis Solis. Însă, Creștinii adevărați au păstrat numele biblic ale zilelor săptămânii, ziua întâia, ziua a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, sabatul. Dacă în primul secol întreaga lume creștină respecta ziua de odihnă așezată la creațiune sabatul, apoi în secolul II s-au evidenț evidențiat creștinii care au început să se le alepească la serbările vesele ale mithraiștilor, care celebrau, sfințeau pe mithra, zeul soarelui în prima zi a săptămânii, principalul zeu, principala zi, lămurind și propunând să o facă toți în cinstea și amintirea învierii Domnului Isus Hristos, paralel sărbând în continuare și sabatul zilei a șaptea. Însă, în adevăr, acești creștini tângeau după obiceiurile păgâne pe care le practicau până la primirea creștinismului. În timpurile acelea, orașul Alexandria, al doilea oraș după Roma, ca mărime era centrul de contact și atingere dintre curentele filozofice și credința creștină. Aici se concentrase o mare mulțime de iudei, care erau pentru păstrarea ceremoniilor după legea lui Moise, funcțiile cărora s-au terminat din momentul aducerii jertfei de răscumpărare a lui Isus Hristos pe cruce încercarea de a împăca filozofia exagerată, greacă, cu o învățătura creștină, a dat naștere unui curent filozofic. gno creștin, cunoscut în istorie sub numele de gnosticism. În greacă gnosis, cunoaștere pe căi mistice tainice. Gnosticii negau, respingeau divinitatea Dumnezeirea lui Hristos. Vedem aceasta și la Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 de la 34. De aici începe lupta înverșunată dintre adepții gnosticismului și apărătorii creștinismului adevărat. Episcopii și profesorii cu influențe gnostice au devenit teologi, învățători de religie, oficiali ai Bisericii și au influențat în mare măsură direcția de dezvoltării de mai departe a Bisericii creștine de stat. Propunem câțiva dintre cei mai cunoscuți părinți ai Bisericii părtași ai gnosticismului creștin, care au luptat prin toate metodele pentru înlocuirea zilei de odihnă, precum și unii dintre ei cei mai activi episcopi de Roma. Barnaba, primul, secolul al doilea, în epistola sa către creștini, arată însemnătatea primei zile a săptămânii și necesitatea de a sărbători ca zi a învierii lui Isus. Al doilea, Justin Martirul și filozoful, filozof roman secolul II, printr-un apel către creștinii romani, cerea să nu se mai serbeze ziua iudeilor, sabatul, dar ziua întâi a săptămânii. Al treilea, Clement Alexandrinul, secole 2-3, II promova ideea că Dumnezeu a făcut soarele, luna și celelalte stele pentru închinarea lor, învățătură în totalitate gnostică, păgână, el de asemenea susținea sărbarea zilei întâia a săptămânii. Al patrulea, origen, episcop de Alexandria secolul III. Voind să împace filozofia păgână cu creștinismul, a denaturat, falsificat adevărul evanghelice, susținând că toți oamenii vor fi mântuiți de păcate chiar și demonii. El cerea anularea serbării sabatului după modelul evreiesc și înlocuirea cu alt model. Tertulian al V-lea, avocat din Cartagena, secolul al iii pentru prima dată înaintează ideea de ziua Domnului pentru numirea zilei întâi a săptămânii, Deis Domini, Dominica. Al șaselea, Victor, episcop de Roma, secolul 3-4, a cerut bisericilor creștine să se supună obiceiului roman de a sărbători Paștele în ziua Domnului, prima zi a săptămânii. Până atunci, Paștele, se sărbătorea după calendarul iudaic, în luna și dată fixată de Biblie, 14 aprilie. Al șaptelea, Silvestru I, episcop de Roma, 314-335, a cerut ca ziua soarelui Dei Solis, legalizată ca zi de odihnă prin decretul împăratului Constantin, să se numească de acum înainte ziua Domnului, Deis Dominii în amintirea învierii Domnului Hristos Iisus, Această denumire oficială a fost aprobată de senodul de la Laudeceea, în anul 336 după Hristos, cu mai mult de 200 de ani mai târziu, pe când nu mai erau în viață nici apostolii, nici ucenicii lui Isus. Deci, cum se poate de acceptat azi afirmația învățătura evident falsă a bisericilor, creștine în unghiile mele că aceste sărbări au fost așezate de apostolii lui Isus. Al optulea, Eusebiu, episcop din Cezarea, secolul IV, după ce a fost întărită prin lege, serbarea zilei întâia scria, toate lucrurile ceremoniale Deserbare prevăzute să fie făcute în sabat, noi le-am preferat în ziua Domnului, pentru că este mai convenabilă, mai potrivită și mai de cinste decât sabatul, fiind prima zi. Al nouălea Maximus Episcop de Turin, secolul V, menționa: Ziua Domnului este numită ziua soarelui de oamenii din lume. Iată acești puțini oameni, dintre mulți alții pe care biserica i-a canonizat ca sfinți părinți a ei, au pregătit calea și lumea credincioasă pentru ca sărbătoarea generală a zilei soarelui să fie legalizată prin decretul împăratului, ca mai apoi să fie ca lege obligatorie pentru toți cetățenii Imperiului Roman.